sunt Dariana, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip în care vreau să vă arăt ce o să se afle în ghiozdanul meu. Dacă vă mai amintiți, am făcut și anul trecut acest gen de video, cum a început școala, așa că mă gândeam să-l repet și anul acesta. Și vă zic că nu am foarte multe lucruri, acesta este ghiozdanul meu, este unul negru, destul de micuț, însă încăpător, cel puțin pentru ce îmi trebuie mie, pentru că nu o să car de acasă la școală toate cărțile, toate manualele, pe cele pe care le folosesc, de exemplu, o dată pe săptămână sau alea pe care nu prea le folosesc, le las acolo în bancă. Știu că m-ați întrebat și sigur o să mă mai întrebați. Ghiozdanul ăsta mi l-am luat din Turcia când am fost în vacanță, am făcut și un vlog de călătorie. Sunt sigură că găsiți și în România ceva asemănător. Începem cu compartimentul ăsta mai mare de aici. Am acest emoji agățat și un breloc așa care a venit deodată cu ghiozdanul. Când îl deschid, am aici câteva cărți și niște manuale. Partea de engleză, toate cărțile le-am primit azi, așa că le-am adus acasă să mă uit prin ele. Aceasta mi se pare foarte drăguță. Mai am apoi un caiet așa cu flamingo pentru română, unul așa pentru matematică. Și dacă vreți să vedeți toate rechizitele mele și acuarelele și toate chestiile alea, am postat Back to School Supplies haul-ul, îl găsiți la mine pe canal. Mai am un caiet așa pentru chimie, scrie pe Healthy Lifestyle și cartea de chimie. Sunt foarte încântată, să zic așa, de materia asta. Chiar dacă mi-e puțin frică, sper să-mi placă și să fie cât de cât faină, să o înțeleg. După aceea mai am aici biologie, am luat eu așa câteva materii să vă arăt, care mi s-au părut mie mai interesante, să zic așa, iarăși abia aștept să vedem ce o să facem la anatomie. Și mai am un caiet așa micuț dictando. Încă nu avem orarul fixat, nu-l avem decât provizoriu, așa că am adăugat eu aici niște cărți așa să vi le arăt, ca să vedeți cam ce mi-au de obicei. Mereu por cu mine și carnetul, pentru că ne trec profesorii notele și se mai întâmplă să nu-l am. Sper că anul ăsta să îl țin mereu cu mine. Și da, asta sunt eu. Apoi mai am aici în ghiozdan penarul. În comparație cu penarul de anul trecut, mi-am luat de data asta unul mai mare. Am avut nevoie de mai multe chestii mereu și nu mi-au încăput. Aici am o groază de lucruri, le vedeți din nou în Back to School Supplies haul. Și am agățat și un breloc, să zic așa, un breloc calculator, pentru că la fizică avem nevoie. Și mi se pare super, super drăguț. Cam așa ceva. E foarte bun, e mic și practic, nu știu. Chiar vă recomand, dacă aveți ocazia să vă cumpărați ceva de genul ăsta, chiar merită. Și ce mai am aici? Sticluța mea cu apă de pe Shopiu. V-am prezentat-o în ultimul video, cel cu Get Ready With Me. Bineînțeles că o să o umplu și îmi place foarte mult cum e. Arată foarte fain. Cam atât aici, cam așa arată în interior ghiozdanul. Mai are aici un buzunăraș, să zic așa, nu știu exact dacă se vede. Și am înăuntru niște bani. După aceea să trecem la următorul compartiment. În următorul compartiment, care este puțin mai mic, am alte chestii, să zic așa. Am aici un mic portofel, să zic așa, pe care l-am primit de la Adelina de la Bibliomania la Secret Sunny. Și mi-am băgat câteva chestii înăuntru. Am aici un ir de buze Avon Color Trend. Cam așa e și îmi place foarte mult. Adică nu e foarte colorat, nu se vede pe buze, dar miroase extrem de bine. Mai am aici o cutiuță de la Samsung în care am căști de iPhone. Și da, sunt căștile pentru telefonul meu. O să le cam iau la școală, adică o să încerc să le iau, sper că nu o să le las pe acasă. Și în cazul în care, nu știu, mai ascult muzică sau mă uit cu o colegă pe Netflix, ceilalți colegi sar și zic că facem gălăgie, așa că da, o să folosim căștile. Mai am aici o prinzătoare din asta de păr, o să o pun înapoi, și o clemă, de fapt am două, un cleștișor din asta, în cazul în care plec de acasă cu părul desprins și vreau să-mi prind, să am chestia asta mereu aici. Și o perie, și e super bună când vrei să-ți descălcești părul, să ți-l perii. Îmi place foarte mult asta. E micuță și practică și o am de la Cărturești. Din nou, unboxing-ul e pe canal.
After rain comes the rainbow, ăsta e mesajul și ar trebui să dau chestia asta jos. Mă rog. Mai am aici și un pachet de șervețele umede. Așa arată, nu știu, mi se pare că mereu am nevoie și niciodată n-am. Așa că am zis să îmi iau unul și să-mi refac stocul după ce se termină acestea. O să-mi pun și pachetul. Și dacă mai vedeți, aici am un compartiment mai mic pe care l-am desfăcut acum. Acesta. Și aici o să-mi pun telefonul în cazul în care îl iau cu mine la școală. Sau, nu știu, alte chestii mici. Habar n-am. O să mai văd eu pe parcurs. Cam acestea sunt chestiile care se află în ghiozdanul meu. V-am zis, nu e mare chestie, dar cam de atât am eu nevoie. Și cam acesta a fost clipul de azi. Nu uitați să-i dați un like, să vă abonați la canalul meu. Și cam atât am vrut să vă spun astăzi. Noi ne revedem data viitoare. La revedere!